Salut, Andrei de la Motorut. De data asta am ieșit în afara României pentru o plimbare ca să vă arăt o destinație turistică nu mai bună de dat cu motocicleta tot timpul anului. Am aterizat la Malaga, unde urmează să petrec câteva zile să testez câteva motociclete, dar cel mai interesant să testez un concept Love for Ride, se cheamă, unde e un fel de vacanță activă, să zicem. Adam, un polonez pe care l-am cunoscut mai de mult și i-am prezentat povestea lui la noi pe site, tot așa am pătimit după drumuri și plimbări moto, m-a invitat. Acum urmează să mă duc să mă întâlnesc cu el și să văd ce drumuri sunt pe aici și mai ales curios să văd ce motociclete are. Începând de la stânga la dreapta, avem aici un BMW F850 GS, apoi Moto Guzziul V85 TT, care i-ar fi plăcut lui Iulian, dar din păcate nu a ajuns la această testare. Apoi Multistrada 950S, R1250GS în varianta HP, KTM-ul 1290 Super Adventure S. Asta e o motocicletă pe care aștept să o testez cu interes maxim. Multistrada 1260S și BMW-ul S1000XR. Prima pauză, ne-am oprit să bem o cafea, niște drumuri senzaționale, deci pur și simplu n-am mai mers până acum pe așa succesiune de viraje, oriunde te duce, de unde e baza de la Salobrenia de acolo, stânga, dreapta, nord, doar la sud, nu poți să te duci că e mare, în rest oriunde te duce, superb. Pe ziua de astăzi facem un mic popas ca să mâncăm ceva și noi. Ne-am oprit la Bodega de los Cuatro Vientos. Foarte frumoasă locația. O să vă arăt cum arată. Entonces, una paletilla, a la brasa, ¿vale? Sí. Sí, a la brasa. A la brasa? Al fuego. Fuego. Sí. 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 Fuego. Y para mí costilla de cerdo. Con patatas? Sí, va con patatas. Ok. Hilfe, help! Aiuto! Și ce surpriză, după ce am mâncat, se pare că o să ne plouă un pic, în cel mai uscat loc din Europa continentală.
Asta a fost prima zi la Motorcycle Paradise pentru mine aici în Andalusia, la Salobrenia. A fost o zi foarte interesantă. Soare, curbe și pe final ploaie ca și acum. Am prins o ploaie foarte puternică la întoarcere, ne-au dat tare de tot. Am mers pe autostradă, cu ocazia asta am testat și modul Rain la KTM-ul 1290 Super Adventure S. Acum rămâne să ne odihnim, să ne uscăm și mâine să testăm altă motocicletă. Bineînțeles, părerea mea despre această motocicletă o să o găsiți pe site, cât și pe canalul de YouTube. Sunt foarte curios mâine unde o să ajung. Astăzi am văzut niște peisaje de-a dreptul senzaționale și drumurile au fost, deci nu știu, nu mi s-a mai întâmplat de mult să mă satur de atâtea curbe. Stânga, dreapta, în continuu, nu știu, am mers vreo 300 de kilometri, cred, vreo 250. Astăzi, plin, absolut numai de viraje stânga, dreapta. Drumurile nu au fost chiar așa simple, ușoare. Adică erau destul de periculoase. Dacă o comiteai acolo, te duceai în prăpastie. Nu erau balustrade, parapeți peste tot. Însă, dacă mergi în limita bunului simț și te bucuri de peisaje, este o experiență senzațională.